Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1919, la data de 31 iulie, a avut loc a doua renunțare la tron a regelui Carol al II-lea al României. Carol a fost primul născut al regelui Ferdinand I și al soției sale, principesa Maria, dobândind prin naștere titlul de principe de Hohenzollern-Sigmaringen, transformat mai târziu de Ferdinand în principe al României. După accederea la tron a părinților săi, a devenit principele moștenitor Carol al României. S-a remarcat în timpul primului război mondial prin dezertarea din armată și căsătoria cu Ioana Lambrino, care a avut drept urmare două renunțări la tron, neacceptat de tatăl său. Ulterior a realizat o lungă călătorie în jurul lumii, la capătul căreia a cunoscut-o pe principesa Elena a Greciei, cu care s-a căsătorit în martie 1921, iar la scurt timp s-a născut regele Mihai. De asemenea, tot pe data de 31 iulie, în anul 1986, a trecut la cele veșnice Patriarhul Iustin Moisescu, întâi stătător al Bisericii Ortodoxe Române între anii 1977-1986. Iustin Moisescu a urmat seminarul și Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, obținând rezultate excepționale la învățătură. În anul 1937, la vârsta de 27 de ani, viitorul patriarh a obținut titlul de doctor în teologie la Universitatea din Atena, lucrarea sa redactată în limba greacă despre Evagrie din Pont, rămânând până astăzi un punct de referință bibliografică. În anul 1956, după moartea mitropolitului Nicolae Bălan, Iustin Moisescu intra în monahism, urmând să fie ales mitropolit al Ardealului. Nu va păstori în Sibiu decât 10 luni, pentru că după trecerea la cele veșnice a mitropolitului Sebastian Rusan, devine arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Va rămâne în această demnitate vlădicească timp de 20 de ani, păstorind într-o perioadă dificilă pentru biserică. În ciuda acestui fapt, mitropolitul Iustin a intensificat viața spirituală în eparhie, reînființând și restaurând numeroase mănăstiri. Între anii 1977-1986 a fost patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, perioadă în care a reușit să dinamizeze și să îmbunătățească învățământul teologic, înființând strălucita serie editorială Părinți și scriitori bisericești.